Pentru toate aceste rezultate, unii care răspund prezent doar la Moscova și răspund absent la Chișinău, în mijlocul propriului popor, vor să organizeze referendumuri. Organizați referendumuri, aduceți tancuri, aduceți rachete, aduceți automatul Kalashnikov, mai trecem dacă trebuie prin încă o ocupație, cum a mai trecut și în 1812 și în 1940, dar sunt sigur, Republica Moldova va face în ultima instanță o alegere definitivă și irreversibilă în direcția vest, în direcția Uniunii Europene. Iar cei care au stat la baza a două conflagrații mondiale, ideologia comunist-socialistă și ideologia nazistă național-socialistă, vor fi trecuți în rând cu cei de azi care răspund doar prin purtători de cuvânt la un eveniment dedicat Republicii Moldova, vor fi trecuți la capitolul erori ale istoriei și, descalificându-se din statutul de președinte, își confirmă doar statutul de preș în fața tancurilor, rachetelor și a dictaturii care vine de la Moscova. Vom avea de ales în viitor între această atmosferă corectă, sănătoasă, cu copii, cu oameni civili, pentru o viață mai bună și prosperă în rând cu marile popoare europene și cu toată familia europeană, și vom avea de ales între ceea ce am văzut, parada oamenilor militari în fața unor figuri de ceară, în spatele cărora se ascunde nimic altceva decât minciună, propagandă și teroare. Între aceste două atmosfere vom avea de ales în viitor. La mulți ani Uniunii Europene, la mulți ani Republicii Moldova, stat membru a Uniunii Europene.